Deși giurgiuvenii au o piață de legume și fructe civilizată, o bună parte din micii producători agricoli continuă să-și vândă marfa pe unde apucă, mai bine zis, pe jos, spre disperarea proprietarilor de magazine din piață, care, spun ei, plătesc chirii mari și sunt verificați riguros de organele de control. În hală, așa cum o cunosc oamenii, bătrâne și bătrânei de la țară vând pe câte o bucată de pânză câteva legături de verdeață, ardei, dar și brânză și lapte. Neigienic, recunosc și ei, dar numai așa pot supraviețui, plus că nu își permit 400 de lei pe lună, atât cât costă o tarabă în spațiul celor civilizați. N-avem și noi tarabă. Altceva ce să vă spunem? N-avem ce să vă spunem altceva. Dar lumea spune că nu e igienic să stați. Normal că nu e igienic, dar ce să facem? Unde ați vrea să vindeți? Pe tarabă să vinde, dar sunt prețurile scumpe la tarabă. E piața dincolo, e ocupată de 3-4 tarabe și e scumpă rău. 4 milioane jumate să dai, eu o dată pe săptămână, nu prea ne mai convine. Acum când o făceam o paia lanta, atunci s-o organiza. Nici giurgiuvenii nu sunt prea fericiți de această situație. Unii cumpără chiar și de jos, însă alții se feresc. Le este teamă de toxinfecții alimentare. Absolut deloc, n-aș cumpăra de aici niciodată. Dacă nu este așa, nu e igienic. Nu pot să iau așa ceva. Uitați-vă în ce prefărăi sau aici. Noi avem copii acasă și microbii sunt peste tot. Situația de față îi nemulțumește pe toți. Pe patroni, care au o concurență serioasă din partea țăranilor, pe giurgiuveni, care trebuie să se strecoare printre lădițe cu mere și struguri, dar și pe micii producători, că nu au și ei un loc unde să-și vândă marfa.